Ok, aparent vom avea un live action sequel la fel Odd Parents și deja, din ceea ce pare, lucrurile nu sunt atât de roz. Vorbesc și despre desene aici pe canal, deci dacă vreți să aflați noutăți de lumea asta a desenilor, puteți bineînțeles să rupeți în două buton de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul, pentru că veți avea ce vedeți pe aici. Deși fel Odd Parents s-a terminat, aparent Nick ne pregătește o revenire a seriei, dar o revenire cam să zicem așa cringe la Gun Live. Tocmai ce s-a făcut un release al unui promo pentru acest live action și din ceea ce pare așa lucrurile, deși ar trebui să se asemene cu seria, pare destul de weird așa. Măcar dacă era weird, nu știu, așa, într-un sens bun, dacă vreți, adică într-un sens în care fie amuzant și chiar să-ți facă plăcere să te uiți așa, știi, când te uiți la acel trailer. Dar nu, e efectiv cringe fest tot trailerul. Și e într-un fel destul de trist așa, pentru că totuși seria asta a fost destul de big, a fost o serie destul de apreciată care s-a terminat într-adevăr și cumva producătorii încearcă să mai tragă o leacă de ea, deși lucrurile nu sunt chiar atât, adică lucrurile nu par a fi atât de bune, ceea ce din nou e și trist puțin, pentru că totuși seria asta a fost una destul de recunoscută, așa, și o serie destul de importantă, all in all, pe Nick. E cam trist să vezi că este transformată într-un live action, mai mult, dacă vreți, foarte asemănător cu ceea ce am văzut pe la începutul anilor 2000, adică nici măcar live action în sine nu pare a fi upgradat sau să fie ceva mai interesant, așa. Seria se pare că va fi făcută ca un soft reboot, iar Timmy din acest live action este practic un fel de legătură între personajele din această serie și Cosmo și Wanda. Cosmo și Wanda și personajele animate din acest live action. Altă chestie despre acest live action este că practic vor fi personaje noi, adică în afară de Timmy, Wanda și Cosmo, script, se introduc o grămadă de personaje noi de care nobody cares, știți? Adică nu le cunoaște nimeni, nu știe nimeni care este povestea lor. Probabil povestea lor va fi arătată de-a lungul acestui live action, dar ideea este că lucrurile nu prea au de ce să existe. Adică acest live action all in all ar trebui într-un fel să fie ceva foarte, nu știu, nou și să aducă seria să o îmbunătățească, iasă în evidență așa și să o pună valoare seria. Nu face acest lucru, ba mai mult decât atât, practic, ceea ce face acest live action este să creeze ceva nou, ceva de care nu știu dacă lumea avea nevoie și din ceea ce pare așa doar din trailer, cred că va fi bad. Adică nu prea judec eu după trailer ăsta, dar tot asta chiar arată ceva sitcom din anii 2000 care a apărut acum în 2022 out of nowhere și de care chiar nimeni nu prea avea nevoie așa. I don't know, voi ce ziceți așa despre acest live action? Credeți că va face ceva bun cu seria? Lăsați un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Și bineînțeles, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să rupeți în două buton de like, ce de subscribe și clopoțelul, că mă ajută enorm dacă vreți deveni și membrii canalului cu atât mai bine și ne mai auzim. Să vă spați pe un alt clip pe acest minunat canal, a fost Sorry, vă doresc o zi foarte bună în continuare. Pa, pa! Te salut și te respect, Killer Bananas, ai putea să mă pui la final, please? Și așa a lansat Chris McLean un nou sezon din Drama Totală la ora 20 pe canal D. Fine, by the way. Mai fă un episod cu Gravity Falls, numai a făcut, scrie Gravity Falls vacanța de iarnă și da primul videoclip. But hey, it's a geese theory, film theory. The war has come.